Inga, bine te-am găsit și mulțumesc că ai fost de acord să vorbești despre istoria ta de viață. Vreau să te întreb, când au început problemele de sănătate la tine? Bine v-am văzut. Problemele mele de sănătate au început încă la vârsta de 3 anișori. Primele dovezi care au arătat că eu sunt bolnavă cu rinichi au fost că aveam febră și urina era roșie. Și mama a decis să mă ducă la spital. Dar tu te-ai născut un copil perfect sănătos. Da, sănătos, eram grăsuță, frumoasă, mama când îmi povestea. Când am ajuns aici deodată, adică am trecut mai multe investigații și mi-a depistat deodată glomerulonefrit cronic, adică boala era cronică deja, nu se trata. Ce înseamnă? Nu se tratează, adică e infecția în rinichi și erau infectați rinichii. Boala despre care vorbești este o infecție a rinichilor, uh-huh, da? Da, era cronică deja. Aici la Chișinău? Da, la mamă și copil. După care mi-au spus că nu se tratează, ea se menține doar prin dietă. Eu fiind micuță, mama mă punea să țin dietă, dar eu nu vroiam. Era și greu n-am ascultat, pentru un copil. Da, nu eram înțelegătoare. După care, adică treptat, fiecare an, la control regulat, o dată la 6 luni sau o dată la 3 luni, depindea de analizele, cum erau, de sânge, de urină. Și treptat s-au agravat, adică eu am finisat studiile de gimnaziu, după care am dat documentele la colegiul pedagogic. Da, scuze-mă, dar vreau să te întreb, cum a fost copilăria ta? Dacă tu de la vârsta de 3 anișori ești bolnavă. A fost fericită ca tare copilăria mea, da? Dar a fost mai mult prin spital, îți amintești holurile spitalului? Da, am stat 10 ore în spital. Cu mama, bunica, mă ducea și rămâneam acolo. Dar mama când ți-a povestit că, uite, Inga, tu ai niște probleme la rinichi? Mai eu mult de o să mic stai... copil înțelegeam că am probleme, fiindcă des mă duceam la spital. Da. Dar când erai la școală? Erai internată în spital sau la nu? La școala din gimnaziu? Da, da, la nouă clasă, când ai învățat în sat. Câteodată, da, adică eu îmi ceream voie, uite, eu am nevoie să mă duc la control, trebuie să... Și dacă mă internam, tot școala știa, eu educația fizică în general nu o făceam, pentru că nu mi se permitea. De care era starea ta? Cum te simțeai tu? Mă simțeam bine, doar că, nu știu, stări de oboseală, tensiunea se ridica, asta era, da. Ai avut o copilărie frumoasă? Da, doar da. Că doar aveai probleme astea. Restricții erau, pentru că nu puteam să fac educația fizică, să alerg. Ce ți era interzis? Să alergi? Să alerg, da, să fac, să ridic greu. Pentru că oboseai repede. Da, oboseam, da. După 9 clase, ai fost admisă la colegiul? Colegiul pedagogic din Orhei, Vasile Lupu. Și ce a urmat? Învățând, am învățat anul 1, după care anul 2. Și în anul 2, iarăși am început să mă simt rău. Tot tensiunea, avem stări de vomă, amețeam, avem și multe stări de oboseală, adică eu mereu vroiam să dorm. Asta era. Și iarăși am decis că să vedem ce înseamnă. Și am venit la mamă și copil, aveam în vârsta de 17 ani. Și acolo m-au internat, analizele erau foarte rele de sânge. Și m-au ținut acolo internată vreo 3 luni aproape. Și aproape de când să-mi spună vestea că eu ajung la dializă, mi-au spus că, uite, trebuie să faci dializă, dacă nu, tu ai să faci stop cardiac, adică să oprească inima și gata. Dar medicii au explicat de ce atât de repede s-a agravat situația? Da, nu am ținut dieta, trebuia să țin dieta. Dieta strictă trebuia să țină, eu am ținut dieta. Dieta strictă ce înseamnă? Adică ce nu trebuie tu să mănânci? Să nu fii sărat, prăjit, gras, asta. Pentru că influențează asupra rinichii. Da, foarte mult. Foarte mult. Dieta cea mai mult. Medicii le-au zis mamei tale că uite, trebuie să treci la dializă sau ție ți-a zis direct? Nu, mama. Mamei mele, da. Mama cum ți-a povestit ție? Cum ți-a zis ție noutatea asta? Eu atunci, vă spun drept, am început a plânge și eu și mama, nu știam ce înseamnă dializă. Și când mi-au trimis la medici acolo, mi-au spus că, uite, poate o mai mențin prin picurători, medicamente mai puternice, care să nu o fac atât, pentru că rinichii ei încă mai funcționează, cât de cât funcționeau. Urină aveam, acum nu mai am. Și ne-am întors înapoi, că acum să mai facem un curs de lecuire prin picurători. Și totuși o încercat, dar analizele erau la fel, tot rele. Și la un moment dat m-au trimis și m-au făcut cateter. Și pe 11 octombrie, țin minte și acum, 2019, am început prima dializă.
Tu înțelegi ce înseamnă dializă? Cum ai aflat, Cuti, tu deja vei depinde de ceva? Adică medicii mi-au făcut cunoștință cu o fată care tot de mult timp făcea dializă acolo și adică să mă mai vorbesc cu dânsa, să se întreb ce înseamnă, cum ea se descurcă și tot așa. Și atunci ți-ai dat seama că totul depinde de... De un aparat, da. Doar că eu făceam deodată două ori pe săptămână, după care au spus că analizele puțin s-au îmbunătățit și voi trece la o dată în săptămână. Și am făcut, de fapt, și o dată la 10 zile. Da. Și până la un moment dat, asta a fost aproape un an cât am ținut, da, eu aveam, am prins în vârsta de 18 și am început să mă simt foarte, foarte rău. Corpul mi-a morța și eu cădeam jos, îmi pierdeam echilibru, nu puteam să merg. Dar cel mai rău a fost când mă nădușăm. Mă nădușăm noaptea, eu dormeam, două luni de zile, eu am dormit cu capul pe masă, pentru că dacă mă culcam pe spate, eu mă nădușam foarte tare. Aveam apă în plămâni, eu acumulam lichid. Și asta, și dializa de la mamă și copil deloc nu m-a ajutat, deloc. Eu mă dușeam așa cum mă dușeam, așa și veneam înapoi. Când situația ta s-a agravat și mai mult? Atunci, acolo, când nu mai puteam, am văzut că nu mă sunt bine deloc acolo, mama a decis să mă transfere aici, la Republicană. Și am venit aici, adică când m-au văzut în ce stare eram, eu s-au speriat. Aveam cateter de copil mic, care nu mă curățau cum trebuie. Și m-au transferat, adică în secție, pentru că aici e centru de la deal, ați văzut. Ca să-mi facă fistul la mână, ca să fie mai ușor, pentru că fistul curăță mai bine sângele decât cateterul. Și eu țin minte și acum, eu cu gândul că doar pentru fistul mă duc, când am ajuns acolo și eram în operație ca să-mi fac operația la mână și eu nu puteam că n-aveam aer, nu puteam să stau culcat pe spate. Și eu văzut că e grav și am încercat să mă duc în reanimare ca să pot să-mi pun un cateter, nu am putut să-mi fac atunci operația asta, ca să pot să fac dializă. Și țin minte doar că am rămas inconștientă două zile, m-am trezit peste două zile și eram intubată, era tot peste mine și au venit îmbrăcați în haine, cum era pandemia atunci. Era în perioada, da, COVID-ului. Și au spus că am COVID și trebuie să mă aduc în reanimare acolo unde cu COVID, unde s-a luat COVID. Și atunci, Doamne, când am auzit de COVID, foarte greu a fost. Și m-am dus în reanimare. Acolo am stat două săptămâni jumătate, dar mă rugam, vedeam lumina zilei doar pe fereastră. Doar pe fereastră, a fost foarte greu. Ce a urmat? Cât două săptămâni ai stat, da, acum? Mă rugam, adică să vină să-mi ia testul și să fie negativ. Dar zi și noapte mă rugam. Noaptea, da, a fost foarte greu. Mă nădușam încă și acolo, mă nădușam tare. Și stăteam non-stop la picurător, la medicamente. Dar tu erai conștientă că COVID-ul ar putea să afecteze și mai, da, mult sănătatea? COVID, da, cel mai mult COVID-ul a afectat, pentru asta, după asta au urmat și mai multe după COVID. Și cum erai tu, ai început să zici că erai, cum stăteai tu în reanimare? Reanimare, dezbrăcată de tot, îți pune diferit, nici nu pot să vă explic, eram plină, nici nu mă puteam mișca, dădeam să mă dor pe parte, eu nu puteam, mă simțeam, corpul simțeam că mă doare, tot mă dure în mine. Și totuși ai avut COVID sau? Da, așa se spune că am avut COVID. Eu mă nădușam de la lichid, dar ei spune că acolo a fost o pneumonie. O pneumonie. Și ce a urmat după? După ce am luat, da, după testul, țin minte cum în seara, și m-am rugat să vină testul negativ. Și da, a venit testul negativ, m-a transferat în altă reanimare, acolo unde țin mai bine, într-un fel. Acolo iarăși am stat cam tot o săptămână, cam așa, și m-a transferat în secție. Acolo, cu gândul că am scăpat de COVID, dacă m-a transferat în secție, înseamnă că e mai bine. Dar, de fapt, nu a fost așa, fiindcă eu am început să am dureri insuportabile de rinichi. Pe rinichi stâng am avut chist, cândva la mamă și copil acolo mi l-au depistat și mi s-a spus că, uite, eu încercat să-mi-l elimine, dar nu știau că eu deja am insuficiență renală. Și când au aflat că eu sunt insuficiență renală, deci s-au zis că nu, că noi ne temem să ne apucăm și nu s-au apucat, lăsat să-l cunosc, să fie nimic. Și l-au lăsat așa. Și deja aici ea s-a agravat de la multe medicamente de la COVID, l-a afectat și era nevoie să-l scoată, fiindcă eu aveam dureri insuportabile și febră, ei puneam injecții pentru durere și mie nu trecea deloc. Dar la tine câte procente lucrau rinichii? Lucrau deodată, dacă mă greșesc, 10.
dar pe urmă... Și ce a urmat cu chestuța? Ți l-a înlăturat sau a unul? A înlăturat rinichiul tot cu chestia, fiindcă eu stăiat de la jumătate în jos, fiindcă era bombat, era prea mare, el era bolnav, deja era umplat. Și a rămas doar cu rinichi? Și a rămas cu rinichi, dar ei stădeam să usucă. Da. Și ce a urmat după înlăturarea rinichilor? Ce spuneau medicii? Înainte de a mi scoate rinichiul, trebuia să se oprească sângerarea ca să nu fie o hemoragie în timpul operației. Și îi spunea mamei, uite, dacă nu se primește asta, nu știu, nouă ne pare rău. Dar s-a primit și până seara mi-a făcut și operația, adică mi-a scos rinichiul. Putea să pornească o hemoragie în timpul operației, dacă nu oprea. După ce ai fost operată, ce ți-au zis medicii cu tine? Care sunt șansele tale? Am stat ei atunci au vrut să mă ajut, îmblau tot cu caritatea, dar au spus că dați-i pace fetei să-și revină, fiindcă transplantul suportă doar atunci când organismul este puternic, dar ea nu-i puternică, în momentul ăsta ei trebuie să-și revină. Și mama, nu avem ce face, m-au zis că așteptăm, e în stare gravă, stabil, așteptăm să vedem ce o să fie. După asta, iarăși am stat în reanimare, am ieșit din reanimare, vă spun că tot s-a năpusteau asupra mea. Într-un fel, trebuia să-mi dea drum acasă. Mi-a dat drum acasă și era seara de anul nou, când eu am început să mă simt tare rău, dar mă durea burta insuportabilă. Am avut o diaree foarte puternică, nu știu, era gravă, tot în reanimare după asta am ajuns, după diaree. A fost foarte greu, mă amintesc. Nu mai ieșeam din reanimare, intram iarăși în reanimare. Când, câtuși de cât ți-ai revenit tu? Da. Eram foarte slabă. Ei încercau să mă duc cu căruciorul, dar eu zic, nu, eu merg singură. Dar peste cât timp după operație? Asta după nu vă pot spune tu exact de anul nou că... ai fost acasă. Da, dar eram deja operat, eu aveam bandaj de la operație. Și în seara de anul nou atunci și s-a început diaree și am început să mă simt rău. După ce ai rămas cu rinichi, ai început să faci mai des dializă? Da, de 3 ori. Făceam de 2, pe urmă am făcut de 3. După operație, rinichiul cât de cât funcționa? Spuneai 10%, da? Nu, cel care, asta înainte, cel care amândoi. Era. Când erau amândoi, ambii. Dar când a rămas doar unul? Nu, deja nu mai aveam urină. Eu după operație, după ce mi-a scos rinichiul, am observat că nu mai am urină. Și am întrebat, așa trebuie? Zic că da, tu ai doar unul și acela e uscat, susucă. Ți-ai revenit greu după operație? Da, tare greu, foarte greu a fost. Și acum, de 3 ori pe săptămână vii? Da, vine în ce zile? Marți, joi și sâmbătă. Și care este procedura? Ca să explici și celor care nu cunosc, ce înseamnă dializă? Da, nu știu ce înseamnă dializă. Eu ajung, mă cântăresc, adică văd cât lichid am adăugat. Masa mea uscat, de exemplu, e 55. Dacă eu am venit cu 57, înseamnă că am 2 litri de lichid. Eu... ajung în sala de dializă, acolo sunt paturi, este aparatul lângă mine, aici îmi pune un oac, aici un oac, adică pe aici scoate un sângele și îl curăță printr-un filtru, automat îl transmite înapoi prin altă, sunt niște șlângulițe care sunt puse în aparat și stau acolo 4 ore, da, 4 ore, acolo tensiunea la aparat arată tot, tensiunea, cât lichid scoate, păi zi-mi, te rog, de la ce ai costurile astea la mână? Prima, era nevoie să facă fistul, pentru că așa se numește, toți cu dializa au asta. Ți-au introdus ceva în mână? Dacă observați, finișoara asta e foarte bombată. Adică De la ce? Face ca circulația sângelui să fie mai puternică de asta. Dar ai ceva introdus în mână? Ai, e nu? Ca un fel de motoraș, el se zbate. Dacă el nu s-ar zbate, el n-ar funcționa. Dar fără asta eu puteam să-mi luc cateteri la gât sau la umăr, dar e mult mai bine pentru că curăță mai bine sânge. Și prin intermediul mânii, da? Da. Îți conectează acele ace groasă, le pun niște ace groasă și scoate sângele, da, le scoate. Și lichidul. Da, prin sânge scoate lichidul. Eu automat, vedeți că automat, eu simt când ies la dializă, eu mă schimb automat la față. Și mâinile din sânge, și față. Doar lichidul îți scoate din organ? Și toxinele din sânge, și toxinele, da. Cei ce nu poate să fac rinichii... Aceia îndeplinește aparatul. E dificil, e dureroasă procedura asta? Nu e dureroasă, dar... Adică mereu supraobosită, parcă aș veni, nu știu, prea obosită.
Nu, sunt momente când mă simt bine, dar sunt... Înainte aveam tensiunea scăzută, de exemplu, dacă tensiunea scade, apoi să amețesc, scad jos. Capul mă doar, acum să ridic tensiunea, fiindcă nu de mult am avut așa niște stări emoționale și să ridic tensiunea, da. Mă emoționează și se ridică. Tu unde locuiești? Satul Vesenele, eu unul Telenești. Și tu de fiecare dată vii dimineață? Am, la ce oră trezești? 5. Trezești la 5 ca să ajungi aici? Da, la 5. M-am deprins, deja parcă eu la mine în cap, Doamne, dacă nu cumva să n-au ceasul, dar nu s-a întâmplat niciodată să n-au ceasul sau să nu mă pot duce. Și la ce oră te urci microbuz? Transportul e foarte greu. La ce oră, cum? La ce oră te urci microbuz? Oi. Este transport direct la Chișinău? Sunt două tururi, dacă aș putea să reușesc în turul 1, întâi că se începe la 7, aș termina mai devreme, fiindcă e cu mult mai comod, dar nu reușesc și ajung la... Adică intru la Idealiz în turul 2 la ora 11:30 și ies la 3:30. Și aveam unica rutieră la 35 minute și eu nu reușesc, mă duc la Poputcă sau dacă este cineva care vrea să mă aducă din sat, da, dar așa, e greu cu transport, cel mai greu cu transportul e greu. Dar înainte de a-ți face procedura de idealiză, ai dreptul să mănânci? Da, sau... mă pun de deasela să mănânc. Pentru că trebuie să fiu puternic, acolo curăț, nu doar și e rău, dar și ce e bun din sânge. Curăț și vitaminele, tot ce avem. Plătești pentru procedură? Nu. Este gratuit? Da. Dar cu cine vii? La început vineam cu mama, că vă spun, după ce am stat în reanimare, 40 kg aveam, eram slabă de tot. Dar nu puteam să merg pe drum. Dar acum mă simt mult mai bine. Se vede după fața mea cum mă simt mai bine. Pur și simplu nu mă cunoașteți, n-ați văzut cum eram înainte. Fără procedurile de idealiză, ce s-ar întâmpla? Doamne. Nu știu cât aș suporta fără dializă. Eu cred că măcar o săptămână cel mult aș suporta fără dializă. Dar nici nu am încercat, n-am făcut așa experiență niciodată. Se oprește inima, tu se acumulează lichid mult în tine și încă și toxine. Și acum inima nu poate să lucreze. Acum cum te simți? Acum mă simt bine, doar că după dializă și cu mult mai bine. Ce spun medicii acum, Inga? Unica că, mă rog, tu toată viața deja vei depinde de acest aparat, da? Da. Dar care este soluția? Transplantul. Transplant de rinichi, da. Tu te-ai interesat unde este posibil de făcut transplantul? Eu sunt pus și aici în rând. Aici la noi? Doar că aici aștept tare mult timp și eu nu vreau să am doar încredere și nădejde în medici de la noi. De asta și am încercat, vreau să plec în Italia. De fapt, în text am menționat că în România, dar prin intermediul cazului care este postat pe rețele de socializare, eu am dat de cineva care m-a îndrumat să plec în Italia, fiindcă e acolo făcut transplant, chiar are 33 de ani. Și mi-a spus că acolo, îți uite, vii, eu te ajut chiar și cu spitalul, eu am un verișor în Italia, care deja o să mă găzduiască acolo și trebuie să fac dializă. Îți zic, cel mult 3 luni de zile, la ești tineri, faci transplant în Italia. Da. Și se face transplant de rinichi și la noi în Moldova. Da, se face și aici. Da. Dar de cât timp, de câți ani e nevoie să aștepți? Sau nu cunoști? Nu știu. Cel mai mult știu că a așteptat 8, dacă nu greșesc. Dar acum, că a fost și COVID-ul, eu am 7 luni de când sunt pus în rând. Nu de mult sunt pus. Adică a fost COVID-ul și nu o să fac și eu transplant. Și care este procedura de transplant în Italia? Care este suma și trebuie să ai donator sau fără? Eu am încercat, adică, ca să fac, să apelez în Turcia și am apelat la mai multe clinici și mi-au spus că, adică, nu, trebuie donator. Fără donator noi nu facem. Bine, zic, și de aici în Italia fără donator, adică tot aștepți în rând, dar nu atât de mult. Adică, zic, pe ești tineri, îi pune pentru primii pe listă, că acolo faci și la 70 de ani. Transplant. Și suma exact, adică nu cred că dau, dar oricum este nevoie de reabilitare, este nevoie ca să mulțumești medicilor. Eu nu cred că într-o țară străină poți să te duci și să-ți facă gratis, eu așa cred. Dar o sumă exactă? O sumă exactă nu, dar măcar până la 30.000 de euro să fie. Și e nevoie de donator sau nu? Nu, fără. Fără donator? Fără, da. Dar tu, când vorbisem cu tine la telefon, ziceai că undeva ți-a cerut donator. În Turcia. Da, în Turcia, da. În Turcia.
Și cineva din familia ta poate să fie donator pentru tine? Se spune că boala s-o transmis de la părinți. Pentru că părinții mei ambii sunt cu rinichii. Au și ei nu fac dializă, da. Și de la ei s-a transmis la tine? Da. Și sora mea mai mică, am o soră mai mică, tot pielonefrit-o a avut, dar ea s-a tratat, adică o infecție în vizică urinară. Dacă se ridica la rinichi, era să-i afecteze și rinichi, dar s-a tratat. Dar în mine deja au depistat că e grav, e cronic. Și ați adunat ceva bani ca să mergeți în Italia? Nu, chiar, dar mama e peste hotare și mama mă ajută mai mult, adică. Dar pe caz văd că sunt peste 1000 de euro și deam din cei care mi-au mai dat pe acasă. Eu îi strâng pe card. Mama nu este acasă cu tine? Nu, vine pe 19 acum. Da, unde este? În Cehia. Muncește acolo? Da. Vreți să adunați bani ca să mergeți la dializă? Am făcut, adică de fapt se face buletinul român acum, peste o săptămână trebuie să-mi vină. După care trebuie să cumpăr asigurare europeană ca să pot să fac dializă în Italia gratis. Și cred că acolo să aștept transplantul. Să mă duc și o să aștept transplantul. Vreți să vă puneți la evidență acolo, da, acolo ca să... Exact așa. Acum tu ce faci? Cu ce te ocupi? Cu cine ești acasă? Sunt cu sora mai mică. Tata? De fapt, tata a venit săptămâna trecută. Și el este peste hotare? Da, dar el cam nu prea să răspundea cu noi până acum, adică de fapt mai mult mama cât lucrează și ne întreține și ne ajută. Tata nu. Dar stă cu voi tata? O venit acum, fiindcă trebuie să-i facă documentul, sora mea. Probabil. Dar așa doar mama are grijă da, de voi? Așa doar mama. Părinții nu sunt împreună? Mm-mm. Și toate problemele pe spatele mamei? Mama, da, mama. Sora, ce vârstă spuneai că are? 14 ani. Și tu cu sora ești acasă? Mm-hmm. Ce faci? Cum arată mama, o zi de... Spune. Mama are încredere, adică are încredere și eu văzut că eu pot. Eu lucru casnic, eu pot să-l fac. Asta nu înseamnă că trebuie să stau la pat sau să... Pot, sunt independent, pot să fac. Poți să faci ordine? Da, ordine. Doar să nu ridic, să nu dau mâncare, ordine acasă, pot să fac. Dar să nu te obosești tare. Uh-huh. Când vin la dializă, ești normal, că nu mai fac nimic în ziua și deodată mă culc și mă odihnesc. Cum arată o zi de-a ta? Ce faci tu acasă? Mă trezesc dimineața, în primul rând mâncăm, pentru că trebuie să am putere. După asta facem curățenia, nu mă doar curățenia, avem și animale prin prejur căsii. Tu ai grijă? Da, cu eu sora. Cu sora mea, da. Și grădină avem, doar că grădină îngrijește sora mamei. Avem o mătușă care vine și ne mai vizitează. Tu nu poți să prășești? Nu am prășit niciodată. Mama nici nu-mi dă voie să prășesc, poți să stai așa, odihnește-te mai bine. Zi-mi, te rog, tu ce vârstă ai? 21. Mulți înainte. Mulțumesc. Ești o fată foarte frumoasă, ești tânără, ai toată viața înainte. Corect, trebuie să cred. Zi-mi, te rog, pentru tine, cât e de dificil să știi că 3 zile din 7 trebuie să fie aici la Chișinău și viața ta depinde de un aparat. De fapt, e foarte greu. Vă spun, când eram în reanimare, nu m-am gândit la rău. Nici de cum nu m-am gândit la rău. Eu mă gândeam că să vin, să văd. În primul rând vroiam să mă primlu, să văd toate frumusețea care o creat Dumnezeu, pentru că natura mă simt cel mai bine. Dar ultimul timp nu înțeleg de ce am avut așa niște stări sau mai bine spus niște gânduri rele. Eu ajungeam automat în preajma spitalului și începeam să mă simt rău, stremur și să ridica tensiunea până la 200. Și mă gândeam, Doamne, dar dacă acuși se oprește inima? Dar deseori asta o aveam la dializă și am avut nevoie și de psiholog pentru asta. De dar, la ce gândurile astea? Chiar când eram internat, am văzut cum cineva a murit lângă mine și păi, la dializă tot anții s-au făcut rău, s-au dat ochii peste cap, era aproape de mine și parcă atunci, nu știu, mă gândeam și conștientizez, atunci când conștientizez că tu suferi, de ce ești boală, cum suferi ceilalți prin prejur, parcă ai impresia, nu știu cum să explic, dar e foarte greu, adică e foarte greu psihologic să te gândești la asta. Cum ai putea tu să descrii viața pe care o ai acum la 21 de ani? De fapt, nu pot să spun că e chiar foarte, foarte grea, fiindcă sunt oameni care duc soarta vieții cu mult mai greu față de mine. Eu mă bucur pentru ce sunt eu, pot să merg, pot să văd. Asta e principalul. Pot să merg și pot să vin la dializă singură, adică mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Tu dacă ți-ai face transplant, tu ai scăpat. Da. Ai scăpat de dializă. Corect. Și ai avea o viață obișnuită ca toți. De asta și-mi doresc și mă stărui ca să fac mai repede, să nu amân timpul, pentru că eu sunt tânără și am toată viața înainte și vreau acum cât sunt tânără și organismul meu este puternic.
Îți permit să ieși, nu știu, cu prietenii, da, într-un dar, club sau... Dar parcă m-aș simți incomod, adică când știu că, nu știu, mă simt incomod, mă simt diferit față de alții. De ce? Da, nu știu, dar din sat, în general, nu prea am prieteni, numai că doar câteva fete de la colegiu, cu ele mai mult. Cumva tu te-ai izolat sau prietenii te-au izolat, așa te-au dat la o parte? Mai mult aș spune că eu, pentru că mai mereu nu reușesc, adică uite, dacă este vă zi de naștere, eu trebuie să alerg la dializă și apoi din înapoi sau... Și nu știu, nu pot să mă dispart în atâtea părți. Mai mereu sunt mai mult acasă, doar casa și spitalul, asta e la mine. Tu reușești să trăiești tinerețe? Uite, cum ai vrea tu? Încerc ca tare câteodată. Încerc. Dar oricum nu sunt ca ceilalți sănătoși. Ai prieteni? Când eram în internat în reanimare, am avut un prieten cu care m-am întâlnit un an, eram deja. Și când am ajuns la dializă, l-am întrebat, nu te deranjează că eu fac dializă? Spus că nu, eu am să-ți fiu alături. Și când eu am căzut în reanimare, el m-a lăsat, deja avea pe altcineva. Asta a fost foarte dureros, dar eu cred că asta m-a făcut și mai puternic, ca să arăt că eu o să fiu bine și nu o să fiu așa cum crede el. De fapt, acum, da, există cineva în viața mea care îi sunt recunoscătoare și sper și cred că el o să fie alături de mine. El cunoaște dializă? Da, știe, cunoaște. Comunicați? Da. Nu locuiți împreună? Nu locuim. Bravo, Inga. Tu ce-ți dorești? Ce planuri ai? În primul rând, vreau să mă fac sănătoasă. Eu cred că dacă o să fiu sănătoasă, restul tot o să vii de la sine. Și familie, și copil. Eu când m-am despărțit de fost prieten, el mi-a spus, adică că, uite, știu că fără rinic copiii nu se pot face. Uite, doar Dumnezeu știe dacă copiii o să pot să fac sau nu. Fiindcă copiii cu asta se fac, cu transplant se fac. E și clar că se fac prin medicină, tot prin medici, dar se fac. Dar tu poți să devii mamă cu rinichi? Da, cu transplant. Eu cred că da, și cred că o să pot. Măcar un copil, dar să-l am eu. Îți dorești copii? Da, tare mult. Numai la asta mă gândesc. Nu zadar ai vrut să devii profesoară? Da. Zi-mi, când ai fost tu, nu știu, la mare, undeva, peste hotare? Am fost. O singură dată am ieșit din țara asta, când am fost la o mătușă de-a mea în Ucraina și atât. Cât ai stat atunci? Tot eram la dializă, am stat o săptămână, adică eram o dată în săptămână și tot de-a dieta o ținem strictă de la bun început. O an de zile am ținut dietă strictă. Și o săptămână a durat cât am stat acolo, pe la venit înapoi. Timp de 21 de ani, doar o singură dată ai ieșit din țară? Da, la și doar mare. La România. Iași, dar Iași nu e departe. Cât am făcut buletinul și am venit înapoi. Și dar la mare ai fost vreodată? Nu, niciodată n-am fost. Îi zic eu că ai toată viața înainte, o să reușești. Ce le-ai spune oamenilor care ne privesc și vor să-ți întindă o mână de ajutor pentru a-ți face transplantul de rinichi? În primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care mă ajută. De fapt, acum sunt mulți oameni care încă o să mă ajute, fiindcă nu pot să donezi pe cardul și ăla, pot să-mi dai și mie. Eu oricum îi strâng pe toți, îi pun pe card, am un card personal și îi strâng. Și mi-aș dori ca să mă ajute și în continuare, să pot să nu depind de acest aparat, să pot să fiu, adică, independent, să lucrez. Îmi doresc mult să lucrez, să fiu independentă și să scăp de dializă. Foarte mult îmi doresc, Doamne. Și să ajung cu bine acolo, pe ticotare, și să mă întorc înapoi. Da, cred foarte mult, pentru că eu sunt o minune, pentru că dacă eu am ieșit din reanimare cu bine și toți medicii credeau că eu o să mor, vă spun că așa, îi spuneau mamei, uite, pregătește-te, așa îi spuneau eu, când eu nu știam, când am venit, după ce mi-am revenit, mama mi-a povestit. Și eu prin asta cred, fiindcă Dumnezeu, prin încercarea asta, El mi-a descris o cale prin a crede că totul o să fie bine. Și eu cred că El pregătește ceva foarte special pentru mine. Și eu sunt sigur de asta, Inga, și sunt sigur că există o putere de sus. Așa că 30.000 de euro nu este o viață de om, nu este atât de mult. Așa că eu sunt sigur că o să aduni cât mai repede suma asta și ca anul ăsta să ajungeți în da, Italia. Da, o să mă întorc înapoi sănătoasă. Eu îți doresc ca toate planurile să se împlinească, să ai familie, să absolvești colegiul, de ce nu? Da, de ce nu? Pentru că... Pentru că îți dorești. Niciodată nu-i târziu, știi, este o vorbă, niciodată nu-i târziu. Multă sănătate mamei tale, da, surorii, mama, întregii familii.
și dăm voie să-ți strâng mâna. Multă sănătate. Știu că ai emoții. Multă sănătate și o să fie totul bine. Mulțumesc foarte mult. Îți mulțumesc din suflet că ai fost de acord să vorbești povestea ta de viață. Le mulțumesc celor care ne privesc, chiar dacă doriți să întindiți o mână de ajutor. Inga, o găsiți pe Facebook, apropo, cum ești pe Iliescu, Facebook? Iliescu, Inga. Iliescu? Iliescu, Inga. Inga, o găsiți pe Facebook, întindeți-i o mână de ajutor. Împreună putem să o salvăm, să ajungă în Italia la transplantul de rinichi. Aveți grijă de voi și de cei dragi.